Aș dori să citesc câteva versete din Ioan, din Matei, despre Domnul Iisus. Nu încerca să le găsiți, vă rog doar să ascultați. Uneori arta ascultării produce înțelegere diferită decât urmatul pe text. Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți. Acesta este cuvântul Domnului. Luați locul, vă rog. Un bun retorician din Anglia, pe nume Lord Reading, spune la un moment dat: un sfat pentru cei care vor să rostească un discurs este întotdeauna să fii mai scurt decât speranța ascultătorilor. În dimineața asta sper să aveți multă speranță. Știți, la noi în România este obiceiul ăsta. Am avut ocazia în ultimii 10 ani să vorbesc public și în vest. Și acolo totul este extrem de comprimat. Și pleci de acolo cu senzația că totul a mers foarte bine, dar după aceea te gândești, da, oare ce să fac? La noi pleci cu amintiri veșnice, pentru că ești așa de obosit după o sărbătoare la noi. Toată lumea e epuizată, dar nu uiți niciodată ce frumos a fost. Nu ne aduce aminte toate detaliile. Știți, o altă doamnă care folosea bine tehnica vorbirii spunea: ai grijă întotdeauna să termini vorbitul înainte ca audiența ta să termine ascultatul. Acum, eu nu știu dacă pot să promit asta în această dimineață. M-am gândit la mesajul de astăzi și pentru noi este foarte important și înțelegem că e o sărbătoare și la sărbătoare trebuie făcute toate lucrurile care trebuie făcute și odată la 100 de ani, cred că niciunul dintre noi de aici nu ne vom întâlni la următoarea tot aici la Buteni. Dacă Buteniu se mută unde mergem noi, probabil, dar aici la Buteni șansele sunt foarte mici. Na, să nu zic niciunul, cine știe. Dar având în vedere momentul pe care îl aniversăm, am gândit că poate că ar fi important să evoc realizările Institutului, să descriu parcursul istoric. Remarcabil, știți? Gândiți-vă totuși, cum am spus, să începe acum 100 de ani în România, nu-i mare lucru. Sau în anul 1929 să se facă această școală pentru fete, a diaconiților, pentru învățământul nu numai din România. La Oxford s-a dat drumul la colegii de fete foarte târziu, pentru că nu era încurajată educația femeilor. Și în 1929, în România, baptiștii au făcut o școală de diaconițe. Eu când eram mic am prins două surori care mai trăiau într-o biserică din București și care vorbeam despre aceasta. Dar am zis, asta le putem afla din istorie, s-a văzut în filmul respectiv. Este remarcabilă și realitatea care a determinat pe americani să implice aici. Și vă spun, s-au întâmplat lucrurile astea aici, în Arad, în județul Arad. Vă dau doar un text, că nu vreau să citesc. Oriunde ne-am dus, bisericile erau neîncăpătoare, bărbați și femei fiind prezenți deopotrivă în număr egal. Și pe mine m-am îndrăgostit de fraza următoare: fermieri îmbrăcați în haine lungi, după vechea modă romană, erau prezenți. Când eram mic aici, pe la Alma, și mai umblau oamenii și așa, după vechea modă romană, știți, cu opinci, cu obiele, cu haine lungi. Mulțimi mari de tineri conduceau cântările. Vedeți, viziunea aceasta nu poate fi o viziune a unei instituții. După 100 de ani avem o instituție.
Dar viziunea a fost a unui popor înflăcărat de credința în Dumnezeu și care se afla în mișcare. Ca ucenicii lui Hristos, mărșăluiau. Dar m-am gândit că nici asta n-ar trebui să o spun astăzi, ci să pornesc de la motoul pe care îl are acum institutul, care se numește Formare pentru Slujire. Și eu cred că motoul acesta, într-un mod fericit, trădează identitatea pe care o are institutul nostru, seminarul, cum îl știm noi, cei mai în vârstă. E vorba aici, în primul rând, despre slujirea Evangheliei încredințate de Dumnezeu. Iisus le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dragii mei, este destul de simplu. Pentru baptiști, predicarea Evangheliei reprezintă elementul fundamental al modului de a acționa. De aici pornește totul. Iisus ne-a spus, mergeți și vestiți Evanghelia la orice făptură. Asta este motorul pentru noi. Dacă în alte forme ale creștinismului accentul se pune pe continuarea unei tradiții legate de o căutată, dar nu întotdeauna agreată succesiune apostolică. O biserică nu se înțelege cu alta cum s-au succedat apostolii, da? Sau sunt alte tradiții care se bazează pe o formă liturgică, în jurul sacramentelor. Pentru creștinii baptiști, predicarea Evangheliei este chemarea la acțiune ca rezultat direct al încredințării lăsate de Iisus Hristos. Ce vrei să faci mai mult decât să spui, Domnul mi-a spus să mă duc să predic Evanghelia la orice făptură? Rețineți, la orice făptură. Thomas de Assisi a luat-o și în mod literal și a încercat să predice și pe la făpturi, nu numai pe la oameni, da? Dar adesea devotamentul acesta față de predicarea Evangheliei a fost înțeles greșit. Sper să țină baptistierul ăsta, da? Să aud mișcări aici. Și eu m-am botezat, n-aș mai vrea să o fac încă o dată de față cu voi, da? Da. Adesea acest devotament a fost înțeles greșit, aducând acuzații de prozelitism. A, baptiștii vor să-i convertească pe alții. Să știți că nu asta este un motiv al baptiștilor. Niciodată n-a fost. Cum să convertesc eu unul care e credincios și merge la o biserică? N-ai cum. Dar unul care n-are nicio credință, poate să afiliat el cândva cu cineva. Acolo îi vestește Evanghelia. Într-adevăr, uneori am fost acuzați de insensibilitate. Acuzație, dacă e să fim sinceri uneori, legitimă. Că am fost și insensibili adesea. Nu ne-am gândit că totuși trebuie să intrăm nu cu bocanci, ci să intrăm frumos, civilizați, să dăm bună ziua. Cu toate acestea, baptiștii au răspuns cu încurajarea oferită de Apostolul Pavel lui Timotei. Ce spune Pavel? Spune, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui, la timp și ne la timp. Deci pentru baptiști nu există la timp sau ne la timp. Orice om, baptiștii au această înțelegere a preoției universale, orice om propovăduiește cuvântul. Nu trebuie să fie doar pastorul. Orice membru, orice tânără, orice om în vârstă, propovăduiește cuvântul. Apostolul Pavel oferă același îndemn corintenilor. La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Pentru fiecare dintre noi, întâlnirea cu Dumnezeu este o posibilitate oricând, totdeauna. De aceea trebuie cumva facilitată. Cum se va întâlni cineva cu Dumnezeu dacă nu-i spune nimeni? Și baptiștii au luat asta în serios și au spus, Domnule, tema noastră de bază este slujirea cuvântului prin predicarea Evangheliei. Și ea rămâne forma determinantă de urmare a lui Hristos pentru bisericile baptiste. Și de asta o temă principală la institut a fost formarea slujitorilor cu predicarea. Am aici o notă de atenționare pe care v-am menționat-o, da? Că nu trebuie să uităm că Domnul Iisus ne-a spus să predicăm Evanghelia. Toți cei de aici știu, dar uneori nu mai înregistrăm. Evanghelie înseamnă veste bună. Adică vestea bună. Vestea bună despre ce a făcut Dumnezeu prin Hristos. De aceea, de fiecare dată când ne ridicăm să proclamăm, trebuie să fim atenți. Să fie Evanghelie. Uneori, sincer vă spun, sunt dezamăgit uneori, pentru că auzim numai mesajele disperării
sau a dezastrului. Știți, Martin Luther King, tot spun ilustrația asta, a predicat o predică celebră, care a spus, eu am un vis, I have a dream. Și o predică care a înflăcărat audiența și a fost o contribuție, de fapt, la literatura engleză. Păi cum era să se scoale Martin Luther King și să spună, eu am un coșmar? I have a nightmare. Cine e interesat în coșmar? Și auzi uneori oameni care vin cu Evanghelia și cu coșmarul. Mergeți și predicați vestea bună la orice făptură. Normal, trăim într-o lume care este atrasă mereu în cursa păcatului. O lume care are mereu nevoie de Dumnezeu. Dar lumea asta are nevoie de speranță. Îi mulțumesc fratelui Covaci, care mi-a spus, și pe vremea comunismului am avut speranță. Nici acum lucrurile nu sunt perfecte, nu? Dar și acum, dacă atunci am avut speranță, de ce să n-avem și acum? Lumea aceasta are nevoie de speranță pe care nu o dă decât vestea bună, că prin Iisus Hristos Dumnezeu vrea să salveze această lume. Amin. Natura lui Dumnezeu este iubirea și nu ura. Și ne amintește asta în Ioan 3:16, că de atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci ce să aibă? Viață veșnică. Dar vedeți, această slujire a cuvântului nu este doar o chestie care se întâmplă duminică dimineață și după aia ieșim cu ce ne aducem aminte. Și acum avem înregistrări. Dacă uităm, putem să mergem să revedem și găsim toate greșelile predicatorului. Da? Dar slujirea cuvântului găsește o expresie socială prin crearea de comunități de credințe care să devină o mărturie despre ce poate să facă Dumnezeu în lumea asta prin Hristos. Nu doar povești. Poveștile sunt minunate și avem nevoie de ele, pentru că poveștile ne includ și pe noi și vrem să fim parte din povești. Spuneam ieri păstorilor, când era mic, bunicul are o casă aici pe un deal la Alma și la Bălăceasa, îi se spune. Și mi-a arătat, uite acolo e Codru Moma. Și de când eram mic, vă spun, am visat să ajung la Codru Moma. Și ieri când m-am întâlnit cu păstorii, fratele mi-a spus, uite la Codru Moma. Nu știa de povestea asta. Când am văzut, mi-a crescut inima mie. La 61 de ani am văzut și eu Codru Moma. Că l-am văzut de peste vale, de la nu știu câți kilometri. Avem nevoie de poveștile astea care să ne includă și să ne dea sens. Dar avem nevoie și de comunități în care să trăim. Și întreaga Scriptură este chemarea lui Dumnezeu ca o lume căzută să înțeleagă că Dumnezeu are un scop pentru creația sa. Dumnezeu n-a făcut lumea asta aiurea și a dat drumul așa în spațiu. Are un scop pentru ea. El are viziunea unei lumi care să trăiască potrivit acestui scop. Și după întruparea lui Hristos, chemarea este să fie o comunitate de ucenici a lui Hristos. În Vechiul Testament vedem că sunt niște reguli acolo pe care trebuie să le urmeze ca lumea să vadă că se poate trăi altfel decât cu zeități, cu robie, cu datorii, cu război, nu? Dar acum, vestea bună trebuie trăită în comunități ale iubirii și nu ale urii. În comunități ale păcii și nu ale învrăjbirii. În comunități ale ajutorării celor în nevoie și nu în exploatarea aproapelui pentru beneficii personale. În comunități care trăiesc cu integritate valorile pe care le proclamă și nu se poartă duplicitar. De aceea sociologi cum a fost Max Weber, observând aceste tipuri de comunități, au zis, uite că țările protestante, în care oamenii credincioși au respectat legea țării și au plătit impozitele, au fost preocupați de pe cei de pe marginea societății, bolnavi, săraci, străini, sunt țările care au prosperat. Proclamarea cuvântului, slujirea cuvântului, creează comunități ale slujirii. Și asta s-a întâmplat pe valea asta. Îmi spunea cineva la întâlnire, un frate la vârfuri mergea, se punea la intersecție, cânta, veneau 2-3 oameni și l-ascultau și predicau și după aia se adunau și se pocăiau. Am un coleg la universitate și din Banat și îmi spune, băi, Oti, băi, când eram eu mic, întotdeauna chemai la muncă un baptist sau un pocăit. Pentru că știai că îți muncește serios, nu bea, nu te înșală la bani, nu îți fură materiale. Și acum s-a schimbat, nu mai e chiar așa. Aici s-a rupt filmul, dragii mei. Aici s-a rupt filmul. Pentru că slujirea cuvântului duce la o slujire care creează comunități ale slujirii. Și asemenea comunități
Sunt mandatul Domnului Iisus. Vedeți, Martin Luther King Jr. fac apelul. El a fost pastor baptist. Spunea, sunt comunitatea iubită. Iisus spune, apostolul Luca spune în fapte, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Prin viața asta suntem martori. De-aia oamenii au venit la credință, pentru că au văzut că se poate altfel. Eu des dau treaba asta cu... Am învățat, vă spun, știți câte teologie am învățat de 3-4 ani, încerc să slăbesc și am slăbit destul de mult, dar e o luptă foarte grea. Știți câte teologie am învățat? Când spune Pavel, o nenorocitul de mine, da? Ceea ce știu că fac, nu fac, ceea ce nu știu că fac, aia fac. Nu-mi trebuie, fraților, să mai spună cine și surori să-mi spună ce acum să slăbești, că știu, dar nu pot. Păcatul se ține de mine, nu? Fripturile, micii, nu? Dar așa e peste tot în viață, să știți. Suntem robi ai dependențelor noastre. Și facem pe sfinții acolo unde nu avem probleme și în restul încercăm să punem capace, să ascundem, să nu vadă lumea. Trebuie transparență. O comunitate iubită e o comunitate în care îl accepți pe celălalt așa cum este. Că așa ne-a acceptat și pe noi Hristos. Nu pentru că am fost perfect. De când eram noi păcătoși, Hristos a venit să moară pentru noi. S-a uitat la mine și a spus, bă, Oti, ăsta este deștept, este frumos, nu-i gras și e și bun la inimă. Aiurea. A zis, nenorocitul, uite ce șmecher e, se fentează, nu? Dar îl iubesc pentru că e copilul lui Dumnezeu. Și mi-a dat o șansă. Dragii mei, suntem chemați să facem comunități iubite în care oamenii să fie iubiți. Slujirea cuvântului ne duce la crearea comunităților slujirii și slujirea prin angajarea credincioșilor baptiști este în a răspunde nevoilor lumii pline de sărăcie, de inegalitate, de nedreptate, de violență, amenințată de război, amenințată de un dezastru climatic. Vedeți, de la împăratul Constantin încoace, Biserica lui Hristos în formele sale istorice a fost mereu ispitită să dorească o prezență a puterii și a influenței. Și astăzi, nu? Vrem să votăm legi. Eu nu spun că legile votate nu se le, dar nu pocăiești omul cu legea. Omul pocăiești cu Evanghelia. Da? Degeaba e o lege bună că dacă ăla nu-i pocăit, nu ascultă. Să nu mă înțelegeți greșit. Evul Mediu a fost o perioadă în care biserica a dominat istoria politică a lumii apusene, formând identitatea Europei de astăzi. Și pe lângă multe lucruri bune, această dorință a bisericii de a avea influență prin putere a pus biserica și în situația de a se găsi în compromisuri pe care le-a cerut jocul politic. Războaie. Holocaustul a fost făcut de Europa creștină, nu de Europa seculară. Războaiele mondiale. Acum războiul din Europa, unde este? Între Ucraina și Rusia. Țări creștine, nu între Norvegia și Danemarca, care sunt secularizate. Apostolul Pavel spune în întâi Corinteni despre paradoxul renunțării la putere prin care Hristos a câștigat victoria finală. O lecție greu de înghițit pentru noi toți, dar slujirea cuvântului duce la o slujire a comunităților care trebuie să aducă la slujirea oamenilor. Spune el acolo într-un od foarte profund. Iudeii într-adevăr cer minuni. Grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea oamenii. Slujirea cuvântului care duce la formarea unei comunități iubite, duce în final la slujirea lumii, care are nevoie de vestea bună și de rezolvarea problemelor concrete. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune răspicat ucenicilor săi, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, nu fraților sau surorilor, ci unul dintre acești neînsemnați, mie mi le-ați făcut.
Comunitatea iubită este o comunitate preocupată de situația celui care are nevoie. Și baptiștii au avut încă de la început viziunea unei comunități iubite. Și vă spun, poate când eram mic, pentru că era situația cum era, sau poate că trecutul întotdeauna e mai romantic decât prezentul, mi-e dor după o comunitate iubită. Acum, la 100 de ani de la instituționalizarea învățământului în România, de la realizări deosebite, viziunea mea și rugăciunea mea este să redescoperim comunitatea iubită. Pentru că formăm pentru slujire, nu pentru altceva. Nu formăm pentru Parlamentul României, nu formăm pentru... Și sunt lucruri bune, avem nevoie de Parlament, avem nevoie de autorități locale și apreciem că sunt cu noi aici. Dar vreau ca oamenii să audă că noi, baptiștii, vrem să slujim. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și România are nevoie de o slujire cu vestea bună, într-o țară în care suntem asaltați din vești ce în ce mai puțin mai bune. Să știți că asta nu mă împiedică să notez că în ultimii 30 de ani cel mai mult am reușit să construim 59 de kilometri de autostradă pe an. Că nu sunt naiv, da? Dacă am speranță, nu înseamnă că și naiv. Dar am speranță că Dumnezeu poate transforma lumea asta. Și noi suntem parte din această transformare. România are nevoie de o slujire prin înființarea de comunități de credință vii, care să demonstreze integritate și valorile împărăției lui Dumnezeu. România are mai multe nevoie de comunități ale iubirii, preocupate în primul rând de nevoile celorlalți, nu de realizările lor. Vă spun, cei care am trăit, în vremea comunistă a fost foarte greu, n-am avut clădire, erau... Acum avem clădire, avem de toate. Stau și mă gândesc câți bani se investesc în clădiri, în care ne întâlnim de trei ori pe săptămână. Nu mai bine merg la săraci? Să nu-i criticăm pe alții, să ne uităm la noi în primul rând, că știu că e ușor să criticăm pe alții. Da? Comunitatea iubită este o comunitate a slujirii. Avem nevoie de clădiri. Nu mă înțelegeți greșit. Și felicitări la Bucen pentru ce ați reușit aici. Dar clădirea este bună numai dacă ne ajută să slujim. Ca monument așa, ok, e bună, dar sunt monumente de student pe tema asta în țara noastră. Preocupate de nevoile celor care nu pot să se descurce, deoarece se găsesc marginalizați. Și au nevoie de atingerea pe care Dumnezeu le oferă în Hristos. Motoul seminarului este formare pentru slujire. Slujirea cuvântului, slujirea printr-o creare a comunității, a iubirii, care să slujească nevoile lumii noastre. Domnul să binecuvânteze momentul acesta deosebit în istoria seminarului. Amin. Și să ne ajute ca peste 100 de ani, când unii se uită la noi, să zică ce idee bună au avut să sărbătorească la 100 de ani și uite, acum ne bucurăm și mai mult la 200 de ani. Amin.